Învierea este singura care poate să dea sens vieții noastre pământești, pentru că atunci când cântăm noi în imnul pascal, Hristos a înviat din morți cu moartea, prin moarte călcând și celor din mormânturi sau morminte viață dăruindu-le. Deci Hristos intră prin moarte și o biruiește. Deci biruiește moartea trecând prin ea, cu moartea pe moarte călcând. Și din acest moment al învierii Mântuitorului Iisus Hristos, viața noastră are o altă perspectivă, adică trupul acesta, prin învierea Mântuitorului Iisus Hristos, devine trup al învierii. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, se seamănă trupul într-o stricăciune și înviază într-o nestricăciune, se seamănă trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Deci, una dintre premizele esențiale ale celei de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos este învierea celor adormiți cu trupul. De altfel, perspectiva aceasta, și anume faptul că noi, prin învierea Mântuitorului Iisus Hristos, nu suntem simplu morți, că trupul nostru nu este simplu un cadavru aruncat într-o uitare a istoriei, ci trupul nostru, iată, se transformă prin puterea lui Dumnezeu în trup al învierii, așa cum a devenit și trupul Mântuitorului Iisus Hristos, care trece prin moarte după răstignirea pe cruce și apoi Mântuitorul Iisus Hristos înviază cu trupul și mai mult decât atât, cu trupul înviat, vedem că trece prin ușile încuiate, că trupul de fapt înviat este cel care depășește spațiul și vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos intrând la ucenicii săi prin ușile încuiate, dar lucrul cel mai important, Mântuitorul Iisus Hristos s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui. Deci vorbim despre un trup înviat și în același timp înțelegem că prin învierea Mântuitorului Iisus Hristos trupul nostru, trupul omului, are o consistență dumnezeiască. Are o consistență dumnezeiască și în același timp, prin faptul că omul este suflet întrupat sau trup însuflețit, cum vreți să spune, prin aceasta ni se arată că și oamenii au ceva de înger, adică și noi suntem mințile, dar spre deosebire de îngeri care sunt mințile netrupești, noi suntem mințile trupești. Iar împlinirea noastră este fără îndoială în slava lui Dumnezeu, slavă care ni s-a deschis nouă tocmai prin învierea sa. În același timp, în această perioadă a învierii Mântuitorului Iisus Hristos, noi înțelegem mult mai bine, mergând la mormintele celor adormiți, această înviere pe care noi o așteptăm, prin care mormintele noastre așezate într-un cimitir, adică locul celor adormiți sau dormitori, mormintele noastre străjuite de cruce, crucea care este tocmai cea care deschide spre înviere și de aceea așezăm noi întotdeauna la căpătuiri celor adormiți, așezăm semnul Sfintei Cruci, pe care este bine să-l inscripționăm Iisus Hristos Nica, adică Iisus Hristos biruiește. Iisus Hristos biruiește moartea. Și fac o paranteză aici. Cred că o mare greșeală care se face și îmi pare rău că cei care se ocupă tocmai de aceste pompele funebre, la un moment dat nu înțeleg un lucru esențial. De ce? Pentru că pe crucea care se așează la căpătul celor adormiți, ei scriu aceeași inscripție de blasfemie. Iisus Hristos, Regele Iudeilor. Aceasta este inscripție de blasfemie. Dar dacă veți merge în multe din cimitirile noastre, veți vedea această inscripție blasfemie, care e de blasfemie. Ea a fost așezată de Pilat, Ponțiu Pilat, care în semn de batjocură a scris Iisus Nazareneanul, Regele Iudeilor, o inscripție care a scandalizat chiar și pe evrei, care au cerut să fie înlăturată această inscripție și să spună nu, că el a spus și atunci Pilat a spus ce am scris, am scris. God scripsi, scripsi, ce am scris, am scris. Nu putem să scriem
pe cruce decât Iisus Hristos Nica, Iisus Hristos biruiește, așa cum de altfel pecetuim și pe prescura pe care o folosim la Sfânta Euharistie, sau scriem pe cruce, așa cum grecii scriu, Is Hristos V Doxis. Iisus Hristos Vasilescu Doxis, adică Iisus Hristos Împăratul Slavei. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce devine prin înviere Împăratul Slavei. Deci iată că toate aceste ritualuri au o semnificație profund dogmatică și duhovnicească și cred eu că lucrul acesta trebuie foarte bine înțeles. Crucea străjuiește mormintele celor adormiți, întrucât prin cruce noi vedem învierea. Nu rămânem niciodată doar la cruce ca obiect de batjocură, în primul rând, sau de chin, ci crucea întotdeauna deschide această perspectivă a luminii învierii.